Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Deci, prieteni, am intrat în linie dreaptă, ca să spun așa, în ceea ce privește lucrarea Domnului Isus aici pe pământ și suntem în partea ei cea mai importantă. Suntem în continuare în capitolul 14, care este cel mai lung capitol din această Evanghelie a lui Marcu. Am văzut până acum pregătirea pentru un mormântare pe care o face Maria prin mirul pe care îl toarnă pe capul Domnului Isus. Apoi domnul ia cina cu ucenicii săi și tot acum instituie acest act special al cinei pe care noi trebuie să o luăm spre pomenirea vieții și jerfei sale. Iată însă că acum continuăm cu o discuție pe care Domnul Isus o are cu Petru. Suntem deci la capitolul 14, versetul 26. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Isus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Isus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Aici descoperim jurământul de loialitate a lui Petru față de Domnul Isus. Sigur că Petru era sincer, dar nu-și cunoștea slăbiciunea. Și acesta este și problema celor mai mulți dintre noi astăzi: nu ne cunoaștem slăbiciunile. Nu cred că psihologia te poate ajuta să vezi acest lucru. Numai cuvântul lui Dumnezeu îți poate arăta cum ești cu adevărat. Aceasta este oglinda care te arată așa cum ești. Este singura oglindă pe care o avem. Îngăduiți-mi să vă dau acum un citat dintr-o publicație a unei organizații creștine. Voi cita din acest articol pentru că eu cred că las o impresie greșită. Este vorba despre o tânără fată care s-a dus cu o problemă la păstorul ei. După câteva discuții, pastorul și-a dat seama că nu este echipat suficient pentru a ajuta așa cum se cuvine. El a recomandat-o pe Elena unui psiholog creștin foarte competent. În calitate de consilier spiritual, el a condus-o pe Elena spre o înțelegere mai profundă a surselor anxietății sale, multe din acestea având rădăcina în experiență din copilărie de mult uitate, dar readuse la suprafață și înțelese sub călăuzirea unui ajutor înzestrat. Rezultatul? O adolescentă creștină eliberată din strânsoarea problemelor emoționale, căreia i-a fost dată o nouă relație cu ea însăși, cu cei din jur și cu Domnul. Am încheiat citatul. Este ca și cum am citit o poveste de frații Grim. Nu lipsește decât expresia și au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Știu că experimentatul psiholog creștin nu este cu nimic mai capabil decât pastorul obișnuit să rezolve aceste probleme. Noi ne amăgim cu ideea că psihologul este o persoană care spune o formulă magică și face problemele să dispară. Adevărul este că niciunul dintre noi nu poate cunoaște profunzimile inimii omenești. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne îngăduie să vedem cât de păcătoși suntem. Aceasta a fost problema cu Elena, fata din articol. Aceasta este problema mea și aceasta este și problema ta, dragul meu prieten. Dacă recunoaștem acest lucru, orice persoană care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta. Dacă ignorăm importanța cuvântului lui Dumnezeu și nu îi o acordăm așa cum se cuvine, ne trezim că după ce ne rezolvă psihologul o problemă, venim cu altele, două noi atunci starea din urma omului este mai rea decât cea din tâi. Să fie foarte clar, singura noastră soluție, singura soluție la problemă este Domnul Isus. Nu rezolvi o problemă dacă nu poți veni la Domnul. El este marele medic. El este și marele psiholog, singurul care ne cunoaște. Pun un mare accent pe aceste lucruri pentru că sunt convins că este nevoie să fie spus acest adevăr. Mulți fac comerț cu bolile oamenilor când numai Cuvântul lui Dumnezeu le poate vindeca. Noi trebuie să învățăm, să venim la El și să ne încredințăm lui. Poate că trebuie să recunoaștem că am avut o copilărie rea, dar totul a fost rău înainte de a-l primi pe Hristos ca Mântuitorul nostru. Acum avem un Mântuitor care ne iubește și putem veni înaintea Lui. Ce minunat este că avem la cine merge cu problemele noastre. Domnul Isus le spune a ucenicilor că El merge înaintea lor în Galileea. El își anunță învierea. Le mai spune și că oile vor fi împrăștiate, dar că El va merge în Galileea după învierea sa și îi va întâlni acolo. Simon Petru nu putea să lase lucrurile așa. Întotdeauna a simțit el nevoia să spună ceva, să facă ceva. De data aceasta s-a simțit îmboldit să spună că Isus nu va fi un prilej de potignire pentru el, chiar dacă toți ceilalți se vor potigni. Vedem iarăși că pur și simplu nu știa ce spunea. Domnul îl pregătește pentru ce va urma și va spune că va fi alături de el. Dragii mei, Domnul va fi alături de voi în astfel de momente. El va fi cu voi în cele mai disperate și mai grele ceasuri ale existenței voastre. Este sigur că așa a fost și cu Petru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani și Isus a zis ucenicilor săi, Ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mântnească foarte tare. El le-a zis, Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Probabil că grădina aceasta Ghețimani era un loc foarte cunoscut, un loc în care veneau frecvent. Iuda știa că Domnul Isus avea obiceiul să vină aici. Domnul nu a petrecut nicio noapte în cetate. A ieșit în fiecare seară din Ierusalim. Acum au rămas doar 11 ucenici. El lasă deoparte 8 dintre ei și ia cu el pe cei trei, Petru, Iacov și Ioan. Ei sunt cu un pas mai aproape de el în acest ceas. Isus se duce să se roage. Limbajul folosit aici indică faptul că Domnul Isus trecea printr-un chin apăsător. Mai corect ar fi să spunem că el a început să se îngrozească și să se tulbure foarte tare. Isus îndură aici un chin al sufletului care este la fel de profund, dacă nu chiar mai profund, ca suferința trupului pe cruce. L-a înfruntat el din nou pe ispititor aici în grădină? Cred că da. Nu putem spune nimic sigur însă. Există în grădină mistere pe care noi nu le putem descifra. Cred că este o dovadă de îndrăzneală care frizează blasfemia să spui la fel ca versurile unui cântec. Voi trece cu el prin grădină. Eu nu pot să trec prin ce a trecut Isus în grădina Ghețimani. Nu pot să-l însoțesc în grădină, dar voi sta la marginea ei și îl voi privi rugându-se. Domnul ne-a cerut să veghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Marcu continuă relatarea. Apoi a mers puțin mai departe, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Marcus spune că Domnul Isus a rugat să treacă de la el ceasul acela. Nu de moarte se temea Domnul, ci mai degrabă de ceasul crucii, de momentul în care păcatul va fi pus asupra lui. El a fost făcut păcat pentru noi. Marcu prezintă ceasul și paharul ca fiind sinonime aici. Ascultați ce spune autorul epistolei către evrei. Citez: El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și, fiind ascultat, din pricina Evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Am încheiat citatul. Domnul Isus se întoarce la locul în care îi lăsase pe cei trei ucenici și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Cei trei ucenici nu erau deloc alarmați. De fapt, i-ar fi putut să doarmă de la început până la sfârșit. Petru nu era deroc deranjat de faptul că avea să se lepede de Domnul. Ar fi trebuit să vegheze și să se roage, dar a adormit. Vegherea și rugăciunea sunt calea prin care putem evita ispita, dragi prieteni. Observați că Domnul Isus se duce înapoi și îi repetă aceeași rugăciune. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Ucenicii durmeau din nou. Apoi s-a întors și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Ucenicii nu au avut nicio explicație pentru eșecul lor. De aici învățăm că nu ne putem bizui pe trupul nostru. Unor vrem să facem anumite lucruri, dar nu avem și rezistența fizică pentru aceasta. De aceea, dragi prieteni, este bine să ne deprindem și cu o disciplină riguroasă în ceea ce privește trupul nostru. În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: Dormiți de acum și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul. Iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Acesta este începutul sfârșitului. Și în dată pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbi și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vedeți că, până la urmă, conducătorii religioși au ajuns să facă ce la început au spus că nu vor face. Au venit să-l prindă pe Isus în timpul sărbătorii. Vânzătorul le dăduse semnul acesta. Pe care îl voi săruta, acela este. Să-l prinde și să-l duceți sub pază. Dragii mei, iată-ne în fața celui mai josnic act de trădare. Este detestabil și odios. Iuda cunoștea locul în care se retrăgea de obicei domnul și a condus pe dușmanii lui acolo. Sărutul este o pecetă a dragostei și a afecțiunii, dar Iuda l-a folosit pentru a-l trăda pe Hristos. Prin aceasta, fapta sa este și mai respingătoare și mai mișelească. Mai remarcăm aici și faptul că Isus în trup omenesc, nu avea o înfățișare deosebită de celorlalți oameni. A fost nevoie să fie identificat în mulțime, când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și i-a zis Învățătorule și l-a sărutat mult. Observați că Iuda îi spune Învățătorule, nu-i spune Doamne. Nimeni nu poate zice Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ori Iuda renunțase de mult la autoritatea Duhului Sfânt. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus și l-au prins. Aceasta marchează momentul în care Isus este dat în mâinile oamenilor păcătoși. El se supune acum pentru a merge la cruce. Dar Petru încearcă să vină în ajutorul Domnului și să-l scape. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Isus a luat cuvântul și le-a zis, Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Domnul Isus arată că astfel se împlinește scriptura. Dacă acești oameni ar fi cunoscut scripturile, poate că ar fi ezitat sau s-ar fi răzgândit. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Așa cum am bănuit, Petru a fost cel care i-a tăiat urechea robului cu sabia. Ioan ne spune că numele robului era Malhu. Simon Petru era un pescar destul de bun, dar ca munitor de sabie nu avea tot atât de multă pricepere. Probabil a țintit gâtul, dar a nimerit numai urechea robului. Din momentul acela, ucenicii îl părăsesc pe domnul Isus și fug. Așa s-a împlinit profeția. După aceea, urmează incidentul cu un tânăr cu o învelitoare de pânză de in. După el mergea un tânăr, care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Acum s-au făcut mereu speculații asupra identității acestui tânăr. Unii spun că era Apostolul Pavel, alții spun că era Ioan Marcu. Eu înclin să cred că este mult mai posibil să fi fost Marcu. Pe Isus l-au dus la marele preot unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Domnul Isus este adus acum înaintea lui Caiafa, marele preot care era acceptat de romani. Ana, socrul lui Caiafa, era de fapt marele preot în conformitate cu legea mozaică. Isus a fost adus mai întâi înaintea lui Ana, așa cum spune Ioan în Evanghelia lui. Unii cred că Ana a fost adevăratul artizan al complotului de prindere și omorârea lui Isus, Asistăm acum la o întâlnire a Sinedrului. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot. A șezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la parafocului. Petru se îndreaptă spre rușinoasa lui cădere. El a urmat de departe grupul care îl prinsese pe Isus și se așează lângă cine nu trebuie. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Întâlnirea sinedrului era ilegală, pentru că avea loc noaptea, ceea ce era în contradicție cu principiile lor. Metoda lor era tot ilegală. Ei au ascultat numai martori care erau împotriva lui Isus. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: Noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Mulți au fost dispuși să depună mărturii false, dar nu exista concordanță între aceste mărturii. Trebuia găsit o acuzație susținută de cel puțin doi martori. Sigur că Isus nu a spus că el va distruge templul și îl va ridica la loc în trei zile, el a spus, distrugeți acest templu, ceea ce însemna că nu el îl distrugea. Ioan explică acest lucru spunând că Isus vorbise de fapt despre templul trupului său. Atunci, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și a zis, Nu răspuns nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Isus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis, Ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Isus. și veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Domnul Isus nu s-a apărat în fața unor falsuri atât de evidente. El împlinea și în acest fel profeția care spune, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Este vorba despre versetul 7 din capitolul 53, Cartea Isaia. Tăcerea Domnului Iisus l-a surprins și l-a enervat pe marele preot. El voia ca Iisus să răspundă pentru ca să se condamne singur. Într-un final, marele preot l-a pus pe Domnul Isus să vorbească sub jurământ. Și sub jurământ, Domnul Iisus spune că este Mesia Fiului Dumnezeu. El nu putea afirma nicio poziție mai înaltă decât aceasta. El a mai adăugat ceva ce nu putea veni decât de la Fiul lui Dumnezeu. Și veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Profetul Daniel spune: M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al Omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Este vorba despre un citat din capitolul 7 al cărții Daniel. Marele preot a înțeles ce a spus Isus, precum și implicațiile spuselor sale. El și-a manifestat emoția puternică prin sfâșierea hainei. Prin acest gest, el a încălcat legea mozaică pentru că aceasta spune că haina mare lui preot nu trebuia ruptă. În cele din urmă, Domnul Isus este condamnat la moarte pentru că susținuse că este Mesia. Acuzația a fost schimbată când s-au dus înaintea lui Pilat. Tratamentul pe care i l-au aplicat a fost cea mai mare insultă care îi putea fi adusă. Gândiți-vă că oamenii aceia l-au scuipat în față pe Fiul lui Dumnezeu. Dar în timp ce avea loc această farse de proces împotriva lui Isus, Simon Petru se lupta cu ispita. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și a zis, Și tu erai cu Sius din Nazaret. El s-a lepădat și a zis, Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Slujnica l-a văzut din nou și din nou Petru se leapădă și apoi se mai leapădă și înaintea altora. Vorba unei slujnice l-a făcut pe Petru să se lepede de Domnul lui. La vremea aceea, lui Petru era rușine să fie recunoscut ca ucenic al lui Hristos. Nu ne-am aflat oare și noi în aceeași poziție la un moment dat? Fie ca Dumnezeu să ne ierte lașitatea și slăbiciunea așa cum l-a iertat și pe Petru. Încheiem, dragii mei, acest capitol cu Domnul Isus în mâinile dușmanilor săi, ucenicii împrăștiați care încotro, unul l-a trădat, altul s-a lepădat de el. Este noaptea păcatului, dragi prieteni. N-ai vrea să cunoști și lumina neprihănirii? Rămâi atunci în cuvântul său, pentru că Domnul Isus Hristos va purta în trupul său păcatul nostru, și va aduce lumină în viața noastră. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.